Faptul că Mehedințiul are peisaje naturale de o frumusețe unică știam deja, însă tot peisajul este încununat cu atât mai frumos, cu cât infrastructura rutieră a județului este la standarde europene și asta prin implicarea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Astfel că dezvoltarea județului Mehedinți stârnește admirația vecinilor. Prefectul județului Cara Severin laudă investițiile de la noi. Mehedințiul este o carte de vizită pentru toți locuitorii, și asta pentru că s-au făcut și se fac în continuare investiții în toate domeniile. Datorită implicării și profesionalismului președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, mehedințenii din toate colțurile județului pot circula pe șosele moderne în siguranță. Zone în care oamenii nici nu visau vreodată că vor avea asfalt, beneficiază în prezent de străzi și alei la standarde europene. Acest lucru a stârnit admirația vecinilor. Prefectul județului Cara Severin laudă investițiile din județul nostru. Mai nou, un alt județ vecin devine un exemplu de așa da. Este vorba despre Mehedinți, un județ pe care mulți îl priveau drept mai puțin dezvoltat. Până acum și eu aveam această impresie că suntem mult în urma Timișului. Mai aveam o impresie greșită pe care mi-am corectat-o acum 2 săptămâni vis-a-vis de drumurile din alt județ, pe care cel puțin eu îl consideram mai puțin dezvoltat decât Carașul, județul Mehedinți. Am fost acum 2 săptămâni pe Șimian, Vânjuleț, Gruia, Pristol și vă spun sincer că am rămas impresionată de modul cum arată drumurile de acolo, drumuri județene, drumuri comunale. Am văzut drum comunal acolo făcut recent, de 2 ani maximum, marcat. Drum cu marcaje, cum arată drumurile alea, nu știu câți ani va dura până vom avea și noi asemenea drumuri. Vă rog să îi transmiteți și domnului președinte. Chiar nu putem face mai mult pe drumurile astea? A fost întrebarea adresată de prefectul Ioan Dragomir, directorului de la Drumuri Județene, în cea mai recentă comisie de dialog social. În ultimii ani, Mehedințiul a fost un șantier în lucru, cu ajutorul programelor naționale de dezvoltare locală, dar și a fondurilor europene, iar viața mehedințenilor s-a îmbunătățit considerabil. Primarii recunosc suportul oferit de șeful Consiliului Județean. Unul dintre cele mai importante proiecte implementate și care este în curs de finalizare este reabilitarea drumului Malovăț-Marga, un tronson în lungime de 21,3 km, care schimbă total viața cetățenilor din zona de nord a județului Mehedinți. Investițiile continuă. 140 de milioane de lei a primit Consiliul Județean Mehedinți pentru reabilitarea 65 de kilometri drumuri județene în cadrul programului național Angel Saligny. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de echipa PSD Mehedinți, au pus întotdeauna doleanțele cetățenilor pe primul loc. Astfel, pe lângă infrastructura rutieră, se investește în sistemul sanitar, atât la Spitalul Județean de Urgență din municipiul Drobeta-Turnu Severin, cât și la Spitalul Orășenesc din Vânjumare, care va fi complet reabilitat, dar și în educație, cultură și în promovarea și dezvoltarea turismului din județul Mehedinți.